Ion Dârzu ar trebui să-și completeze raportul de activitate publicat prin ziare și cu fapte, nu doar cu vorbe. Așa crede Florin Roman, vicepreședintele Consiliului Județean, care va candida mâine la funcția de președinte al organizației municipale a PNL. În replică, deputatul califică declarațiile colegului din USL drept gargară, fără rost, menită a-l face mai frumos și mai deștept în fața lui Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba. Disputele dintre socialdemocratul Ioan Dârzu și liberalul Florin Roman continuă precum serialele de lung metraj. Vicepreședintele Consiliului Județean Alba îl îndeamnă pe deputat să-și aducă aminte de promisiunile făcute în campania electorală și să lase deoparte poveștile. Parlamentarul socialdemocrat ar pune punct polemicii, dar nu se poate abține. Chiar dacă nu nominalizează, aluziile sale sunt evidente la adresa liberalului. Din punct de vedere al diverselor afirmații, din cadrul județului, din cadrul Consiliului Județean, din cadrul altor partide la nivel de județul Alba, sincer, sau asta mă caracterizează, cei care vorbesc foarte mult, vorbesc și degeaba și vorbesc și fără rost. Eu sunt de părere că cei care fac mai mult, cei care sunt mai tăcuți, sunt mult mai concreți, iar competiția nu cred că este nici an electoral, decât dacă se dorește o ascensiune într-un partid mai mare, mai mic, o ascensiune în a trece dintr-un partid în altul, ceva de genul respectiv. Nu cred că este cazul să intru și nu voi mai intra, am spus că nu voi mai intra în această dispută sterilă și fără rost. În ceva constructiv, cu tot dragul, cu tot sprijinul, sunt pentru a face lucruri bune, proiecte bune, care în perioada următoare să aibă rezonanță. Provin dintr-un mediu economic, mediu privat, și acolo nu vorbești foarte mult. Acolo ești evaluat, poate de două ori sau de trei ori pe an, și dacă n-ai randament și ai numai faci numai gargară, părerea mea că zboară scaunul în trei minute. Este foarte ușor să vorbești pe banul public. Banul public vine din contribuția mea, a dumneavoastră, a părinților și a bunicilor noștri. Nu îi aduce nimeni de acasă ca să împartă pe bunul plac. Trebuie să împartă exact cum sau care sunt prioritățile județului. Asta am spus ca să sar o etapă sau un subiect care, din punctul meu de vedere, îl bag în categoria gargară fără rost. Da? Sau mă refer la anumite afirmații care și dumneavoastră știți exact, care nu și-au rostul, cu atât mai mult că sunt în USL. Dar asta este un alt aspect care, sigur, v-am spus, există diverse atitudini. Poate că unii vor să pară mai frumoși, mai înalți sau mai deștepți în fața președintelui de partid. Alții vor să pară la fel în fața președintelui Consiliului Județean. Oricum, președintele Consiliului Județean își aplică strategia PDL-ului. Eu o să închei și nu o să folosesc numele nimănui, pentru că ar însemna mult prea mult ca să-i folosești numele cuiva după o astfel de atitudine. Acesta este un subiect închis pentru mine.